A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. Un împărat. Și acest împărat avea 3 fete, una mai frumoasă ca alta. După ce a rămas fără soție, împăratul își îndreptă toată dragostea lui asupra fetelor sale. Și ele, la rândul lor, aveau grijă să-l facă fericit pe tatăl lor, pentru ca să mai uite de tristețe. Într-una din zile, cei vine împăratului că le chemă pe fete la el și le întrebă pe rând. Fata mea, cum mă iubești tu pe mine? Cum să te iubesc, tată? Te iubesc cum iubesc mierea. Răspunse fata cea mare, după ce se gândi care-i cel mai dulce lucru pe lumea asta. Să trăiești, fata mea, și să mă bucuri cât oi fi și oi trăi. Zise împăratul mulțumit și puse aceeași întrebare fetei cele mijlocii. Dar tu, cum mă iubești tu pe mine, fata mea? Te iubesc ca zahărul, tată. Răspunse ea, căci zahărul e la fel de dulce ca mierea, se gândi ea. Și tu să trăiești și să mă bucur de tine până la adânci bătrâneți. După cum vă dați seama, fetele cele mai mari se lingușeau și încercau să arate cât mai multă iubire pentru tatăl lor. Împăratul se bucură nespus când a auzit de la fetele lui cât de tare îl iubesc. El consideră că dragostea nu poate fi decât dulce ca mierea sau ca zahărul. Și uitându-se la fata cea mai mică ce sta deoparte sfioasă, o întrebă și pe ea. Iar tu, draga tatei, tu cât de mult mă iubești? Te iubesc ca sare în bucate, tată. Răspunse ea cu fața senină, zâmbind modest și lăsându-și capul în jos. Când auziră surorile una ca asta, pufniră în râs, iar tatăl se uită crunt la ea și îi zise plin de supărare. Ia vino mai aproape să-ți zic ceva! N-ai auzit tu cum mă iubesc surorile tale mai mari? De ce nu le-ai urmat exemplul? Să-mi spui și tu câtă dragoste dulce păstrezi în inima ta pentru mine. Pentru asta muncesc eu zi și noapte să vă cresc și să vă ofer educație, pentru ca la urmă să mă răsplătești cu așa cuvinte, să pleci acum de la mine, cu sarea ta cu tot. Auzind una ca asta, fata cea mică a împăratului intră în pământ de tristețe, căci îl supărase pe tatăl ei, dar a avut totuși curaj să-i zică. Să mă ierți, tată, n-am vrut să te supăr. Am crezut că dragostea mea nu este cu nimic mai prejos decât dragostea surorilor mele. Mai ai obrazul să vorbești de surorile tale? Părăsește castelul imediat! Văzând că nu va găsi alinare nici de la tată, nici de la surori care râdeau de naivitatea sa, ea se hotărâ să plece acolo unde o vor duce ochii. Își luă deci niște haine vechi, ceva de ale gurii și porni la drum. Și mergând ea așa mai multe zile, de la un sat la altul, ajunse la curtea unui alt împărat. Acolo, ea fu observată de o cameristă, care se apropie de ea și o întrebă. Cauzi pe cineva? Parcă nu ești de prin locurile astea. Sunt o fată săracă, fără părinți, venită de departe. Caut un loc unde pot fi de folos și nu cer în schimb decât un acoperiș deasupra capului și o bucată de pâine. Văzând cât de cuminte și de ascultătoare este fata, camerista o luă să-i fie de ajutor la palat. Și fiindcă era pricepută la bucătărie, unde frământa aluat, fierbea dulcețuri și făcea mâncăruri alese, ajunse să fie bucătăreasă la curtea împăratului. Era o fată harnică foc, nu sta la discuții inutile cu străinii sau cu alți servitori, iar când avea un pic de timp liber, citea cărți. Faima ei ajunse până la urechile împărătesei, care porunci ca fata să fie adusă în fața ei. Am auzit vorbindu-se multe despre tine, ca fiind o fată foarte blândă și harnică. Îți mulțumesc, măria ta, pentru cuvintele tale frumoase. Sunt fericită că pot fi de folos. După ce o cunoscu, împărăteasa înțelese că această fată nu era din neam simplu. Și de atunci, unde se ducea împărăteasa, acolo mergea și ea.
se miră și împăratul de atașarea împărătesei. Împăratul și împărăteasa aveau un singur băiat și părinții îl iubeau ca pe ochii din cap. Și iată că împăratul trebuie să plece la un război și îl luă și pe feciorul său ca să-l învețe cum se poartă un război. Acolo, nu știu cum se făcu, că feciorul fură nici și a dus urgent acasă. Împărăteasa a început să plângă, văzându-l pe feciorul ei cum suferă. Stătea cu nopțile lângă patul lui, iar atunci când nu mai avea puteri, o punea pe fată să stea cu el. Te rog să-i porți de grijă cum știi mai bine, iar eu te voi răsplăti împărătește. Măria ta, nu o fac pentru a-ți cere răsplată. O fac pentru ca să te răsplătesc eu pentru tot binele ce-l faci pentru mine. Împărătesei tare îi plăcu vorbele fetei și se mai liniști. Trecu mai mult timp și prințul începu să se facă din ce în ce mai bine. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei treziră în sufletul său un sentiment pe care nu l-a mai simțit până atunci. Într-o bună zi, după ce se puse pe picioare, el îi zise mamei sale: știi, mamă? Vreau să mă căsătoresc! Bine, fiule, bine! Să-ți găsim o fată de împărat? Nu e nevoie, mamă! Deja am găsit pe cineva! Și cine este? Eu o cunosc? Să nu te superi dacă îți voi spune! Îmi zboară gândul la fata care te ajută pe tine și care a avut grijă de mine! O iubesc, mamă, ca pe sufletul meu! Din câte fete de împărați și de crai am văzut, niciuna nu mi-a plăcut atât de mult. De la început, împărăteasa se împotrivi, dar nu fu cu putință să-i schimbe decizia feciorului. Dacă văzu că altfel nu se poate și că fata pe care și-o alese de nevastă este cu minte și bună la inimă, îi dădu permisiunea. Și împăratul, după mai multe convingeri atât din partea împărătesei cât și din partea feciorului, acceptă alegerea sa. Vă binecuvântez, dragii mei, să vă iubiți unul pe altul până la adânci bătrâneți și să fiți un suport sigur unul pentru celălalt, la bine și la rău. Și așa, împăratul și împărăteasa îi logodiră pe tineri și hotărâră să facă și nunta în curând. În ziua nunții, mare fu uimirea, dar și bucuria fetei, când îl descoperi printre invitați pe tatăl său. Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să pregătească, pe când ea găti cu mâna ei bucatele pentru un singur oaspete. Apoi chemă un servitor devotat și îi spuse: să ai grijă ca bucatele gătite de mine să le pui în fața împăratului de acolo și să nu le pui nici într-un caz în fața altcuiva. Așa voi face, măria ta. Spre seară fu întinsă o masă împărătească cu fel de fel de bucate și băuturi. Și începu ospățul și veselia. Doar împăratul cel poftit, adică tatăl miresei, nu prea mânca. Încă de când venise, se tot uita la mireasă și inima parcă zvâcnea și îi șoptea ceva, dar nu-i venea să-și creadă ochilor. Văzând cu ce poftă mănâncă mesenii, s-a gândit și el să mănânce și să se veselească. Dar după ce gustă din bucate, se opri. Servitorul care îi aducea bucatele le lua de pe masă neatinse, iar oaspetele se mira cum de toți mesenii mănâncă cu poftă niște bucate care pentru el nu aveau niciun gust. Se întoarse și îl întrebă pe vecinul de alături: chiar vă plac bucatele care sunt servite la această nuntă minunată? Încerc să mă delectez și eu, dar mi se pare că nu au niciun gust. Oaspetele însă îi răspunse că nu a mâncat bucate mai bune de când se ține minte. Gustă și împăratul din platoul vecinului și văzu că bucatele sunt bune. Se minună după ce gustă din bucatele celor din jur. Însă mâncarea ce îi se aducea îl lăsă rece. Răbdă cât răbdă, dar în cele din urmă nu se mai putu abține și, ridicându-se în picioare, zise cu voce tare: bine mărite, împărate! M-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine? Vai de mine, măria ta! Cum se poate să-ți treacă prin gând una ca asta? După cum vezi, te onoresc ca pe ceilalți oaspeți, fără deosebire. Să mă ierți, împărate! Bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat. Doar cele ce mi se aduc mie nu sunt gustoase deloc. Împăratul socru se făcu roșu de supărare și porunci să fie aduși imediat în fața lui toți bucătarii.
să afle cine se face vinovat de una ca asta. Unica vinovată de această întâmplare însă era mireasa, care găti bucatele pentru împăratul supărat, adică pentru tatăl ei. Chiar și solnița din fața lui era plină cu zahăr. Și bietul de el, când încerca să pună sare în bucate, făcea și mai rău. Ea se ridică de la masă și zise împăratului socru: Măria ta, eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat și iată motivul pentru care am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram 3 surori la casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Sora cea mai mare i-a zis că îl iubește ca mierea, cea mijlocie i-a zis că îl iubește ca zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca sarea în bucate. Am crezut că nu poate fi mai mare iubire decât asta. Tatăl însă s-a supărat pe mine și m-a alungat de acasă. Eu m-am descurcat prin muncă și hărnicie și am ajuns unde mă vedeți. Acum am vrut să-i dovedesc tatălui meu că un om poate trăi fără miere și fără zahăr, dar fără sare, nici de cum. Din acest motiv i-am gătit bucatele fără sare. Trageți singur concluziile. Cine dintre noi are dreptate? Toți invitații fură de părere că fata a fost pe nedrept alungată de la casa părintească. Tatăl ei se uită duios la fata sa și îi zise: Iartă-mă, fata mea! Nu am știut să prețuiesc înțelepciunea ta și îmi cer iertare. În tot acest timp mă durea inima pentru că nu știam unde ești și dacă ești bine. Fata îi sărută mâna și la rândul ei îi zise: Te iert, tată. Și tu să mă ierți pentru fapta cu care te-am supărat. Și așa, tatăl și cu fiica se regăsiră unul pe altul, iar nunta fu reluată. Toți invitații s-au veselit și au dat o petrecere ce dură 3 nopți și 3 zile. De s-a dus vestea în toată lumea și au trăit toți fericiți până la adânci bătrâneți. Și încălecai pe oșa și v-am spus povestea așa. Și încălecai pe o roată și v-am spus povestea toată.